deschide ședința din data de 24 noiembrie 2022. Prezența să facem, suntem 12. Da. Online. Da. Avem vreo 13 proiecte pe ordinea de zi. Aș începe cu prima. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 20.10.2022 și a ședinței extraordinare din 04.11.2022. Supun la vot. Cine este pentru? Toți. Proiectul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții a comunei Imeș-Făget pe anul 2022. Avizează Comisia 3. Inițiator, primarul comunei. Aici este vorba, a intrat școala Doni într-un proiect pilot privind masa caldă. Și acum, în ultim moment, ne-a trimis o sumă pe care trebuie să prindem în bugetul local. Nu știu dacă putem să facem, să demarăm până la sfârșitul anului toată procedura de licitație, dar încercăm să facem treaba asta și pentru asta trebuie să facem o rectificare bugetară privind suma de 190.000 de lei, adică 1.990.000.000 de lei. Nu e o sumă mare, dar trebuie să prindem în bugetul local, că așa prevede legea. Și pentru asta trebuie să facem... Da? Da, banii aceștia din de la guvern. Da. Cred că da, 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 mai da, mult ca sigur. Banii sunt din defalcați din TVA, prin Ministerul Finanțelor și a fost și pe noi ne-a surprins, nu știu cum a fost selectat școala. Pe total, pe județ avem câte școli? Vreo 6-7 școli într-un proiect pilot, așa se numește proiectul pilot. Atâta știm momentan. De către cine a fost depus? N-a fost depusă. Deci a fost o selecție la nivel de țară. chiar am dat telefon peste telefon, cine a selectat, cine n-a selectat și așa mai departe. Nimeni nu mi-a dat un răspuns capabil și corect, că nu știe. Deci nu selectat, asta nu e nimic, asta nu e nimic rău. Ideea e ca să, în orice caz, tot aud povești cu masa caldă a copilor. Dar încearcă să bage la nivel național. Să sperăm că reușește să fie peste tot. Sunt proiecte de lege și așa mai departe la nivel național să fie făcut peste tot. Adică masa caldă asta. Deci elevii de la liceu nu beneficiază de acest suport alimentar. Tocmai asta era... Și nu știți nici dumneavoastră de ce... Da, tocmai asta era surpriza, că știți foarte bine, deja erau rezolvați. Erau rezolvate, nu acum, acum 4 ani a început acolo, din alte fonduri... Din alte surse. Din alte surse și funcționa. Și acum ne-a surprins și acum mi-a dat telefon și eu la asociația. Doamne, când faceți că am văzut că sunteți pe listă și nu mai suportăm cheltuielile? Doni Gargă. Începem procedura de licitație. În afară de grădiniță. Cu program prelungit. Da. Numai de la 0 până la clasa 8. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar și de stat din Comuna Gimeș-Făget, județul Bacău, care se acordă în anul școlar 2022-2023. Avizează Comisia 1. Inițiator, primarul comunei. Asta a fost și anul trecut. Acum s-au schimbat că... adică avem copii în plus, avem copii în minus la școli diferite și quantumul, adică a venit prin ordonanță quantumul burselor care trebuie să acordăm. Asta este ca și formalitate, că noi suntem obligați să acordăm, dar nu din bani, adică banii vin direct către școală și ei acordă prin primărie, dar ei acordă bursele respective, ei selectează, preselectează dosarele și așa mai departe. Numai noi trebuie să fim de acord cu această treabă. Supun la vot cine este pentru? Toți. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru investiția, reabilitare, extindere și dotare Liceu Tehnologic Făget, SA Gimeș, Comuna Gimeș-Făget, județul Bacău. Avizează Comisia 3. Inițiator, primarul comunei.
Aici vorbim de liceul tehnologic care avem la Ghimeș pentru a fi reconstruit, refăcut și așa mai departe, conform cerințelor ISU și așa mai departe. Și trebuie să am actualizat devizul general. Având în vedere că devizul a fost aprobat, nu știu, acum 2-3 ani sau când a fost aprobat inițial pentru școala respectivă. Acum nu se aprobă nicio finanțare pentru școală dacă nu sunt băgate sisteme de ăsta, de exemplu, fotovoltaice, energie verde. Și atunci s-a schimbat, adică atunci trebuia să prindă în devizul general și componentele respective. Și bineînțeles și cu actualizarea prețurilor de astăzi, că acum când a fost acum 2-3 ani aprobat, sunt alte prețuri, prețurile s-au mărit aproape cu 50% și trebuia să facă un alt deviz. Ăsta la cererea CNI-ului trebuie să facem, că e o suplimentare, cum ar veni. Da, la cererea CNI-ului, că altfel nu să intră în comisia de analiză a CNI-ului. Finanțarea este pe... Păi, acum încercăm, că avem aici proiecte imediat. Imediat urmează. Cine este pentru? Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții, CNI S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții, reabilitare, extindere și dotare Liceu Tehnologic Făget. S.A. Gimeș, Comuna Gimeș Făget, județul Bacău. Analizează Comisia 2. Acum la CNI au cerut să predăm amplasamentul, că funcționează în felul următor. Noi am făcut studiul de fezabilitate, care a fost făcut, noi am făcut. Am refăcut documentația, am cerut avizele de la CFR, de la toate avizele ce sunt necesare la studiul de fezabilitate și trebuie să predăm amplasamentul către Compania Națională de Investiție ca să discute acolo și să intre în comisia de validare. Dacă validează și dacă ne ajută Dumnezeu, atunci, având în vedere că noi am predat amplasamentul și clădirea respectivă, atunci ei o să scoată la licitație executarea și proiectarea la un loc. Așa am vorbit, așa am căzut de acord la București. Am rămas cu dotările acolo la liceu? Deci în proiect a rămas dotările? Nu a rămas dotările, a rămas și dotarea liceului. Adică ce a prins înainte plus ce trebuia să mai prindem acum. Ce era înainte prins, e prins acum. Bine. Cine este pentru? Toți. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Gimeș-Făget, județul Bacău. Obiect, hotărâre, modificare, poziția 119, avizează Comisia 2. Inițiatorul. Aici vorbim despre domeniul public, având în vedere că am luat fosta sediu BRD-ul și ne-a venit avizul de la Ministerul de Dezvoltare și trebuie să completăm domeniul public al Comunei Gimeș-Făget cu clădirea respectivă și cu terenul respectiv ca să intre în domeniul public al Comunei Gimeș-Făget. Pentru asta este... Da, cine este pentru? 7. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local al Comunei pe anul 2022 a sumei necesare în vederea organizării manifestărilor prilejuite de târgul de Crăciun în perioada 17-18 decembrie 2022. Avizează Comisia 3. Inițiator, primarul Comunei. Aici, iarăși, ca și anul trecut, avem o cerere scrisă de asociația respectivă, care, cooperativa agricolă care organizează târgul de Crăciun și ne cere sprijinul cum a cerut și anul trecut. Anul trecut am putut să dăm 16.000 de lei. Acum, după bugetul care tot avem cu tot mai restrâns, am propus eu ca să fie undeva la 25.000 de lei am putea să dăm și am putea să ajutăm târgul de Crăciun ca să nu rămână neorganizat anul acesta. Anul trecut, din cauza pandemiei, n-a fost organizat, dar anul ăsta... Acum 2 ani a fost. Da. Anul trecut sta, și atunci să organizăm și anul ăsta târgul de Crăciun, dacă putem să-l ajutăm. 25.000 pentru ce? Pentru... Suma asta pentru ce se folosește? Pentru sonorizare, pentru... Nu? Sonorizarea nu intră? În afară de sonorizare. Atunci înseamnă că domnul
viceprimar, iarăși anul trecut a făcut gratis, face și acum gratis. Și anul. Suma asta, 25.000 de lei, a cerut, o să vină cu un deviz. Dar cine? Asociația Agricolă Carpatica din Comuna Timiș-Făgeți. 250.000 de lei sunt niște bani. Nu, 25.000 de lei, da. Da. Sunt niște bani. Pentru ce? Pentru mâncare, băutură, gaz, nu. Pentru reclamă, pentru BNV, pentru tarabe, pentru tarabele avem, dar pentru... Trebuie montate, și așa mai departe. Pentru asta am... Dar suma asta nu e mult pentru montări, demontări, pentru... Domnilor, adică a fost an când acum lângă asta trebuia totuși un fel de deviz, că ăsta facem atât, ăla facem atât, normal cred că aici s-ar fi putut pune lângă asta un fel de deviz. Pentru ce ne trebuie 25.000 de lei? Exact. Domnul de eu am propus pe bază de cerere și de-aia am propus în ședința asta că în decembrie e prea scurtă timp. Dacă suntem de acord, da? Și atunci în ședința de decembrie venim. Dar și suntem și cât o cerut. Ca idee, anul trecut noi am avut ce suma? 16.000. 16.000 am ajutat noi primăria și costurile totale au fost undeva la 40 până 50 de mii. Acum 3 ani, înainte de pandemie, când înainte să fim noi, atunci s-au dat 65.000, dacă nu mă înșel, la... Domnul Ricer, sunt de acord să-i dăm și eu. Da. Nu. L-am întrebat pentru ce se folosesc 225 de lei. Păi sonorizare, cât costă? 1.000 nu, de lei. Nu, sonorizare nu costă nimic. 2.000 de lei. Asta vreau să știu eu. Artiștii care, dacă, deci oricine, și un prezentator, dacă vine pentru 2 zile, minim 2.000 de lei, deci doar aia costă. Artiștii care o să vină, nu o să vină nu știu cine, o să vină doar din comunele învecinate, copii de la școli. Nu l-ați dus pe Guța, dar la mai scump. Deci toate astea costă. Trebuie ridicate construcțiile. Domnul viceprimar, ar fi fost corect ca lângă proiectul de hotărâre să fie anumite scris acolo. Că chiar dacă depășește 25, să vedem pentru ce sunt banii ăștia. Ar fi fost corect. Aveți dreptate, dar din motivul ăsta o să aducă pentru ședința viitoare. Nu e problemă, dar lângă proiect ar fi cu de-asta montat. Cam aici ar fi ajuns la 50.000, dar atunci știm că 25.000 am ajutat și noi. Și noi, exact. O să fie pregătit 100% pentru. Da. Puteți să spuneți, vă rog, despre ce este vorba în anexa la care faceți referire în proiect. Pe acolo trebuia să fie un deviz. Dar încă nu a ajuns la noi devizul. Da. Eu, în orice caz, zic că nici nu o să se dea, deci oricum va fi făcut un deviz. La un moment dat, el dacă știe că ce bani sau cine organizatorul știe câți bani are la dispoziție, atunci se va încadra la un moment dat în cheltuielile care... Plus ce pune el din buzunarul lui. În fiecare an așa au fost. Știu. Da. Dar e corect. Faza cu devizul nu spune nimeni cum e. Aia, în mod normal, trebuia să fie aici ca să vedem. Dar oricum, dacă astăzi sau mâine mi-aduce devizul, eu vi-l trimit pe mail. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea loturilor de lemn fasonat, modul de valorificare și a prețului de valorificare a loturilor, care vor fi scoase la licitație de către RPL OSE Timiș-Făget, era, avizează Comisia 1, inițiator primarul comunei. Aici este vorba de lemnul fasonat care nu cumpără cetățenii, adică care este în plus. De exemplu, avem aici la depozit, avem vreo 200 de metri, pe Părău Șanț vreo 100 de metri, pe Răchitiș vreo 100 de metri și ăla trebuie scos la licitație și nu poate să scoată fără aprobarea proprietarului. Noi am propus prețul de pornire 400 de lei. Dar nu înseamnă că nici nu am fost anunțat. Ce?
prin telefon, că putem merge, că se iau după listă. Nu, nu le-am de lucru. Le-am lucru, dar domnul, stați așa, domnul Zulu. Da. Noi am, a fost depusă o listă în... Da. S-a centralizat. S-a centralizat. Noi am scos-o și cum am discutat, am scos-o prima dată problemele cu handicap. Deja săptămâna asta s-a rezolvat. Adică de anul trecut ce a fost... A dat pentru toată lumea, a terminat cu lista. Sunt din anul trecut rămase aici pe acolo câteva persoane care, care și în momentul de față trebuie să momentan la depozit avem 1500 de metri cub de lemn, adică per total. Lemn subțire, lemn gros, lemn și așa mai departe. El a sunat primele oameni, primele 100 de oameni, că nu poate să se amestece, că noi am stabilit că să ia în ordinea lui. Niciun om, având în vedere acum prețul lemnului s-a dus, persoana fizică nu vrea să cumpere acum 10 metri cub de lemn bun cu 4.000 de lei. Că nu vrea. Cam așa, ori nu vrea, ori n-are resurse. Da, și rămâne la lemnul de foc care... Și, și atunci, din cauza ala, ca să, ca să scape, trebuie să vândă. Să facă și un profit, că trebuie să plătească să plătească ăla care a tras lemnul, trebuie să plătească ăla care a sunat lemnul și așa mai are cheltuieli. Licitația se firmele vin încep cu 4.000 de lei și apoi cât se duce. Că mai jos, mai jos de cum am votat noi anul trecut, nu am putut să propunem nici pentru firme, nici pentru că pentru ăla avem un proiect de hotărâre votat și avem prețul un deviz, da, și un deviz pe care trebuie să respectăm, că dacă dăm mai jos, atunci intră ocolul în minus, adică el, de exemplu, am cumpărat cu 10 lei, nu pot să vând cu 2 lei, că faci un minus și la minusul ăla trebuie să plătească ceva. Da. Persoanele fizice au, adică pot să meargă, de exemplu, să ia, dacă cumpără lemn gros, da, poate să meargă să ia lemnul pe alese? Cum adică? Adică e sortat. E că la un moment dat lemnul am văzut că e sortat. Da. Am văzut că la un moment dat este și lemn mai slab, și lemn mai bun. Deci, cum e sortat? De exemplu, da, lemnul când îl dă cum vine de pe rampă... Cum vine, cred că așa. Ăsta nu știu, că nu avem de să știm, noi nu avem de unde să știm. Că la un moment dat, chiar dacă iese, dar e categoria, și din ăla bun, cum ar veni categoria slabă. Deci, știm despre ce categorie bună sau slabă e în felul următor, e lemn gros. În general, care au fost putre, dar aia s-o ales. Acum, vă dați seama că într-o 100, 200, 300 de metri cub, nu cred că nu se ivește 1, 2, 3, care sunt mai slabe, dar este un lot din care a licitat, ai cumpărat cum și este. Șeful depozit, e, avem șeful. Și ca persoană fizică, te duci din primii 5 metri cubi, ai din luat din păcate, târziu am putut să ne apucăm de lista asta nouă, având în vedere că de anul trecut nu erau servite oamenii și atunci când am discutat tot aici în ședință de Consiliu Local, am zis că trebuie să rezolve ce n-a fost rezolvat. Acum a ajuns la și chiar ajuns să... Aproape la zi. Eu vreau după... să vă întreb, poate că sunt persoane fizice, da, care sunt mai la urmă pe listă. Da. Poate să vină să solicite la ocol să cumpere deja. Dacă nu sunt alți cumpărători. Dar asta să decidem noi atunci aici, dacă de lucru, nu? În cazul în care au fost anunțați oamenii. Dar nu toți oamenii au fost anunțați. Primele 50, primele 100. Primele 50 nu apar, atunci să fie cine vrea să iei. Cred că așa e normal. E vorba despre lemn. Noi decidem și așa facem, nu e nicio problemă. Dacă aș cumpăra și lemn de lucru și lemn, pentru că nu se prezintă, cine prezintă și are cele mai pus, se poate da. Asta vreau să zic. Se poate da. Care-i treaba? Sunt persoane care, adică, care sunt scrise la lemn de lucru și la lemn gros, care încă n-au fost solicitate. Eu zic că ar avea prioritate față de până când se scoate la licitație. Deci ar fi o prioritate pentru persoanele alea. Eu nu zic să nu dăm drumul și pentru licitație, numai că există o prioritate, eu așa zic. E oarecum un lucru interesant aici, pentru că atunci iar trebuie să sărim și pe acolo lista aia, știți? Păi așa are mai multe loturi. Și nu respectăm regulamentul aprobat de noi. Și nu respectăm regulamentul aprobat de noi. Până la urmă, că noi am zis că în regulament că o să urmărim în prima fază persoanele cu handicap,
persoanele vârstnice, da. Deci ăștia au fost primii 100 și ceva ce am aprobat. Corect. Și după aia să, să mergem pe listă așa după număr. Are de toate și domnul consilier cu lemnul gros. Eu vorbesc de lemnul gros. Știu, și lemnul gros, care este pe stoc. Numai că nu iar intervine o, iar intervine o, oarecum o, o nebunie, pentru că o să zic că eu am primit de la 800, nu o să spună ce am primit. O să vină oamenii că ați dat la ala de la 800 și eu sunt 109 și nu am primit. Că ei nu discută între ei care e gros, care e subțire. Omul respectă numărul... El anunță prin telefon ziua în care să se prezintă. Da. Da? Dacă nu se prezintă... Fac observații acolo, că așa au zis că... S-a prezentat și... Acum ne-am apucat de lista asta nouă, domnul consilier. Acum am început, să verificăm cine are fond forestier, cine nu are. Poate să-și asigură 10 metri cub, nu poate să-și asigură. Cum poate să-și asigură 10 metri cub de lemn de foc? Dacă are fond forestier minim 2 hectare, nu? Că 5, dacă fond, adică are titlul de proprietate, 5 metri cub se poate marca pe hectar, nu? Așa. Nu. Scrie în lege că dacă asigură 10 metri cubi, atunci nu ai cum să aprob lemn de foc. Aprob 5 metri cubi dacă n-are produse accidentale. Sau, atunci se poate marca cât are produse accidentale, știi? Păi da, dar și ăsta e interpretabil. Pe da, ce bază trebuie să iau eu când aprob? Mă uit, dacă are 6 hectare, n-am cum să aprob eu 5 metri cubi de lemn de foc, că n-am cum eu să aprob. Așa zic că cine are, nu vine să Da. Asta e problema, că cine are, ăla vrea. Înțelegeți? Nici bani nu prea sunt, da. Nici bani nu prea sunt. Aici e treaba, că cine nu are bani, normal, nu vine când nu vrea. Asta discutăm de lucru și lemnul subțire, ca pentru construcții. Acum nu am vorbit de lemn, că asta știu că... Să lasă un lot pentru măcar o lună de zile încă, ca să poată deservi, de exemplu, lemn de lucru. Și așa rămâne. Bă, asta zic. Dar nu are de unde. Are de unde, că lemnul gros avem foarte mult. Da, lemnul de foc avem puțin. Bă, da, asta zic. Înțelegeți? Dar, având în vedere, noi am votat regulamentul, nu am vrut să sărim listele, adică ordinea listei care a fost depuse. Că atunci iarăși facem exact ca și anul trecut, fostul șef de ocol, că cine a avut nevoie, ăla am luat de la ăla și merge vecin, păi, dar tu ai primit și eu n-am primit încă. Nu mai ați uitat ceva, domnul primar, și ăsta, că nu ați făcut o listă pentru consilier, pentru lemn gratis. No. Nu mai sunt, a trecut vreo unde. Nu, pe bani atunci. Eu am cerut pe bani, nu? Da. Suntem de acord. Deci sunt sau nu întârzieri la acordarea lemnului de foc? Întârzieri sunt de 2 ani. De 2 ani de zile. Sunt. Puteți să ne spuneți câte cereri de anul acesta au fost onorate? De anul acesta, cereri de anul ăsta. Acum începe. Acum am început. Noi am primit în spate situația. Am aprobat 49 de cereri cu handicap și încă 120 de cereri normale. Am aprobat-o, am trimis în spate cu listă, cu număr de telefon, cu tot ce trebuie. Și a început să livreze. Aveți o listă cu persoanele respective care sunt cu dizabilități? Da. Au fost primii pe listă. Nu îi primii. Am scos-o din aia 890 de cereri, am scos-o, Și le-am făcut cu prioritate. Am făcut cu prioritate. Au fost primii. Așa, desfurtarea lemnului pentru populație se face. Se face, da. Mecanizat. Cum se poate. Toată lumea lucrează deci, aici. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Ce am discutat. Da. Trecem la următorul proiect de hotărâre privind acordarea unei cantități de 10 metri lemn de foc către punctul de lucru a pompierilor Brusturoasa. Asta a fost discutat anul ăsta, vara asta, după cererea respectivă. Am uitat să fac proiect de hotărâre, sincer.
Și acum am făcut proiectul de ăla de hotărâre, dar atunci erați de acord, de aia am făcut acum să-l ajutăm și pompierii de acolo. Da, pentru că poate are și comuna nevoie de un incendiu și vin și ei și atâta putem să-l de fiecare dată prezența lor a fost aici. Da, asta și știm foarte. Supun la vot. Acum am mai primit și eu mașină nouă, așa că... Au primit mașină nouă. Atunci e bine. Da. Da, adică mașina nouă, da. Să nu fie nevoie, da. Nu chiar nouă, dar din 2015 ceva, deci oricum față de raba aia care au... E mai bine să ajutăm noi cu 10 metri cu demn decât să ajutăm... Și să n-avem nevoie, da. Să n-avem nevoie pentru asta. Exact. Proiect de hotărâre privind acordarea unei cantități de 20 de metri cub lemn de foc către SCM SRL, Cabinet de Medicină de Familie și Centru de Permanență Gimeș. Avizează Comisia 2. Aici e vorba, e vorba de medicul de familie și centrul de permanență care funcționează aici în comuna Gimeș-Făget. Cum am acordat și la medicul stomatolog și la centrul de permanență de la Lunca de sus, propun să aprobăm și pentru centrul nostru de permanență de aici. Dar pentru ani de zile nu i-am dat nimic. Și sunt oameni care... V-aș ruga, domnul vice, cât se poate săptămâna, să o și trimiteți. Eventual, dar nu se poate pe gratis, domnul doctor, așa au zis că plătește. Da. Da. Vă rog să servim, să nu așteptem rândul, vă rog să trimiteți o mașină. Aia se rezolvă, aia se rezolvă. Da. Vă mulțumesc. E bine, gratis, că nu e pe gratis, că mulți o să zic acum, pe și SRL și... E bine că au adus problemele asta. Asta e supun la vot proiectul. Asta în fiecare zi. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind actualizarea anexei numărul 3 din HCL numărul 119 pe 2021 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul privat al comunei Gimeș-Făget. Avizează Comisia 2. După cum știți, ne-am ocupat de pășunile comunale și pășunile împădurite de măsurat și de intabulat. Între timp am mai identificat pășuni împădurite. De exemplu, petricheni, oroniuș, în spatele domnului Zoli, bucata aia de pășună împădurită, cred că știe, patchi, lângă composesoratul Tomești, avem încă o bucată acolo. Lângă Bârzava. Aldămașul. Am mai identificat aici pe Runc vreo 18 hectare. Am măsurat-o și vrem să băgăm în domeniul privat al comunei. Nu. Prima dată în domeniul privat al comunei Gimeș-Făget. Și de ce facem? Am identificat mai exact 200 de hectare care sunt pășuni împădurite pe care nu putem să curățăm și nici nu dă voie legea, că depășim... Are o consistență mai mare, da. De având în vedere că pășunile din pășunile noastre curate sunt băgate în fond forestier, vreo 200 de hectare pe care vrem să scoatem și ne chinuim de 2 ani de zile, acum am ajuns în punctul ăla, dacă terminăm cu intabularea anul acesta, la primăvara să mergem cu terenul pe care vrem să scoatem intabulate, că fără intabulare nu ne privește, și terenul pe care vrem să băgăm în fondul forestier să fie intabulate. Cu un memoriu tehnic, cu fotografii și cu și așa mai departe, să încercăm să promovăm un hotărâre de guvern, că fără hotărâre de guvern nu se poate face așa ceva. Nu știu și dacă cu ăla putem să reușim să clarificăm situația respectivă. Și pentru asta trebuie să băgăm prima dată în domeniul privat al comunei Gimeș-Făget, să avem noi hărțile făcute și așa mai identificate, bine identificate, și după aia să pornim la drumul pe care vrem să mergem. Da? La Moș a rămas o suprafață de pășune nemăsurată și aia se mai poate măsura de acum? Da, cum să nu? Trebuie că... identificat unde, mai exact, că noi ce am măsurat, ce era curat. Am măsurat ce nu era curat. Dar ce era curat, știu, cred că unde ziceți dumneavoastră, trebuie să vedem mai exact unde și de cât, ce teren vorbim. Și cineva care cunoaște locul. Cineva care cunoaște locul. Da, putem merge. Da. Bine. Că ăsta se actualizează și sunt curios acum să apară cu galben. Să apară odată și odată intabulările.
Dacă apare, atunci vedem mai clar. Doamne, aici apare, acolo nu apare. Ce e cu el? Mai mergem, mai facem un act adițional sau ceva. Înțelegeți că dar trebuie acum, văzut, trebuie văzut. Că... Dar vă dați seama, acum încet, încet am ajuns la 2000 de hectare măsurat. Nici nu știu exact unde sunt. Toate. Că nu pot să țin minte. Le aveți pe loturi acum. Dar o să fie pe loturi, sunt pe loturi, să vedem cum îngălbănesc, dacă mai trebuie să facem corectare și așa mai departe, că putem. Bine, supun la vot hotărârea. Cine este pentru? Ultimul punct, pe ziua de azi, diverse. Nu, aia votarea mandatului. Asta. Da. Privind acordarea unui mandat special în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIV, în vederea exercitării votului Consiliului Local al Comunei Dimeș-Făget. Doamna secretar, prezentați că dumneavoastră ați primit adresa și... Este vorba de acordarea mandatului special domnului primar să voteze în adunarea generală a Asociațiilor ADIV în data de 23.12. În numele și pe seama Consiliului Local, proiectul de hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări referitoare la performanțele așteptate de la Consiliul de Administrație, Directorul General și Directorul Economic din cadrul Operatorului Regional CRAB SA. Pentru hotărârea asta cu votarea scrisorii de așteptări este nevoie de mandat special din partea Consiliului Local. Domnul primar, vreau să... Păi, am de ales. Dar zic să votăm. Nu vă votăm și atunci aveți de ales. Bine, super. Da, supun la vot atunci. Cine este pentru? Mai avem numele. Poți să mergi. La diverse. Nici pe o dată bună. La diverse, aici aș vrea să discutăm atunci cum facem cu ședințele. Prezența fizică să fie obligatorie la toți consilierii sau mergem pe varianta asta pe care suntem și acum. Domnul președinte, vă rog să citiți legea. Ce scrie acolo și imediat laburim situația. Legea scrie că trebuie să ne prezentăm fizic. Atunci, dar o să mai întrebați. Deci, online-ul a fost pe vremea pandemiei. Și cred că nu putem opori legea. Da. Dacă nici nu vrem. Altă variantă, eu sunt de acord cu legea. Online, doar în situații de probleme de sănătate. Sigur, probleme, probleme de sănătate, serviciu și în altă. Da, asta e. Dacă eu nu e bolnav, sau... Atunci știm că... Cum facem în continuare. Da, da. Domnul Zori, la diverse ceva? Pe altă dată, domnul Suciu. Da, mulțumesc. Dacă... Da, vreau să spun ceva. Dacă... Mulțumesc pentru cuvântul. Dacă aveți lista cu loturile care se scot la licitație și cantitățile respective. Acolo, sigur. Pentru lemnul gros, din partizile pentru populație. Acolo are, pentru noi, ne-a cerut prețul de pornire, dacă suntem de acord cu prețul de pornire și loturile respective, care o să facă, că el acum, momentan, el nu are de unde să știe că are 102 sau are 105. În, de exemplu, un depozit, un depozitul din Ghimeș, știe. Unde, acolo știe exact cât are. Deci e un lot în care, acum mă gândesc că are 400-500 de metri cubi. Acolo se face procesul. Deci acolo e clar, acolo s-a sortat tot ce s-a adus în depozit. Da, lângă drum, de exemplu, la Rachitiș, este de ăla, de ăla, dumneavoastră trebuie să știți mai bine că acolo sunteți. Deci loturile care s-au finalizat. Aș verific lista să văd... Da, ce este da, și... domnule, chemăm în față și vă clarifică fără nicio problemă, că aici nu are nimeni nimic de ascuns. Așa. Parapetul rutier de la pod, intersecția cu strada Fragilor, Răchitiș. M-a trebuit pus la loc acel parapet. Unde? Da, știu. La Răchitiș. La Apeiaș. La Apeiaș. Așa. De ce s-a întâmplat cu parapetul? Ceva s-a întâmplat, că e în apă, e în curup. Bătul. Și până nu pleacă de acolo, ar trebui să fost în apă. A, poate pleacă, da. Dar
vine vreo viitură, cine știe și vei. Nu se mai pune balastru pe porțiunele astea care nu sunt asfaltate. E dezastru. Drumul. Acum. Da, din păcate peste tot le avem așa. Noi am făcut o tură cu grederul, ce ați văzut și dumneavoastră, după o perioadă din asta când a plouat două zile, e aproape la fel. Pe Bolovăniș, noi când am discutat cu constructorul și domnul Andrei, cred că poate să confirme oarecum, constructorul a zis că acum e cât pe ce se termine cu digul. Da. Atunci el ar pune stratul ăla care o să vină sub asfalt, stratul ăla de piatră, care o să rămână și o să fie altfel. Deci chiar din toamna asta, ce puțin acum cât permite timpul. Acolo n-avea niciun rost. Bine, știu că drumul e varză. Să punem și noi din banii noștri, pe care banii noștri... 20.000, 30.000 să cumpărăm palați de la... Nu, dar yes. Ca să știm de ce... Da, deci asta, de ce puțin pe Bolovăniști, și... am mers cu grederul, cred că acum o săptămână jumate, atunci, a urcat și acum că lucrăm pe Petrichen. Când coboară automat, o să meargă, o să mai tragă iar, încă o dată. Dar, ca exemplu, pe Aldămaș am făcut la începutul săptămânii și e la fel. Deci, cum a plouat, asta ce aducem din Alba și, din păcate, asta e... Aproape nu e bun de nimic. Scurt. Deci, da. Din asta se face praf. Treaba e că dacă nu pui și mai rău și... Dacă nu pui, e și rău, dar acum știți foarte bine. Ne-am concentrat și am pus și ultimul bănuț ca să plătim constructorul pe Bolovăniș. El dacă pune măcar stratul ăla în toamna asta, adică până se poate lucra, sigur că Bolovănișul am scăpat de benele. Rămâne restul de drumuri care sunt la fel, toate sunt la fel. Așa, Pietrișul depozitat la kilometru 3 plus 650 metri, de pe drumul comunal 141. Stă mai bine de un an. Da, ce v-am zis, pe Petricheni, acolo aia au fost cumpărat pentru Petricheni. Până la primul pod, unde am reușit să facem și malul, adică am digul să fie cât de cât, să nu intrăm în pârâu, am pus un strat până la adică al doilea pod. După aia am avut de lucru cu digul, deci am arătat pozele, de fapt cred că ați văzut și pe Facebook. Am lucrat săptămâni întregi până am adus cu mașina mare pietre, de unde am putut să strângem, de am făcut într-o porțiune de vreo, prima dată vreo 30 de metri, dar la adâncime de vreo 6, acolo am pus și gabioane, tot noi de la primărie. Porțiune mai sus, iar n-aveai cum să intri cu mașina mare. Acolo mașina mare, din câte știu, sunt zeci de ani de când nu a urcat pentru că nu a putut. Am vorbit cu vecinii, au luat gardul, ne-au dat teren, am făcut și digul. Ieri am cărat umplutură, adică am cărat, nu știu, zeci de mașini de umplutură ca să avem loc unde să ne întoarcem cu mașina de gunoi. Am pus stratul ăla tocmai pentru ca să ajungă asta ce spuneți dumneavoastră. Acum urmează de săptămâna viitoare să punem stratul final, practic. Problema e că e depozitat acolo în curva respectivă și nu mai este nici vizibilitate. Vine și iarna, știm, mașinile știm, o să forțeze deci, ca acum, să iasă cealaltă în acum să dispară. Să nu se producă accidente. Da, este acolo pentru două mașini acolo. Așa. La kilometru 7 plus 400 de metri, drumul comunal 141, trebuie lărgit drumul în zona respectivă, până înainte să producă un accident. Da, consilierul vostru, vorbiți nu cu numere, că fiecare știe, vorbiți pe Bolovăniș, pe Răchitiș, dar nu la kilometru cu tare, că nici oamenii nu știu unde. Vorbiți pe Bolovăniș, pe Aldămaș, pe Răchitiș. E, vă rog, da. E frumos că nu știu, nici eu nu știu de treaba. Puteți să... E vorba de... deci cum coborâm de pe Orăniuș, practic prima curvă mare. Da. Da. Așa, deci, așa nu știu cine, în dreptul cui, domnul Celu sau... Da. Acolo. Mare, da. Singur, da, noi am discutat singura... Puțin era ce trebuie dat jos acum parapetul, cred. Și pus niște balastru, că au lărgit acolo, s-au umplut ceva acolo, nu? Acolo în cumpa aia. Un pic mai, da. Noi cu domnul consilier Suciu am discutat. Știu. Am zis că o să umplem șanțul ăla, acum, cel puțin pe perioada iernii, și o să facem un șanț în pământ, ca să o să umplească un pic. Dacă se umplutura aia, acolo umplutura,
și plus pe și proprietate privată, da. Și pădure. De umplut. Dacă nu mai cum noi. De umplut acolo e mai greu la parapet, în partea aia. Tot în partea de la deal trebuie să lucrăm cumva ca să o lățim. Da. Mulțumesc că dacă se închide drumul, trebuie avut în vedere copiii care așteaptă în frig microbuzul școlii. Nu este în regulă să stea o jumătate de oră, o oră, o oră jumătate. Ei, n-ai stat o jumătate. Da. Las că te ții de două ore. Mergem și întrebăm părinții. Când te duci acolo. La părinții nu mi-au zis niciodată nimic. Acum tu faci... Mi-a zis mie. Ce să zici? Las că îi întrebi pe părinții. Tu, eu am stat la 6 jumate, am stat în păi și am turnat din cauza că trebuie să mă dau de parcurs. Nu e regulă. Cine zice? Ce depășește mai mult de 5 minute? Nu e regulă. 5 minute? Păi ce? Nu am timp să mă duc cu excavatorul cu 2 minute. Puteți să lăsați mașina școlii. Ca să nu stea copiii. Te-am favorizat, ți-am dat drumul prima dată ție. Se poate. Nu. Dar astea sunt probleme de pe șantier. Să clarificăm că am mai primit și eu telefonul de la cineva care a certat că ce cred eu și m-a pus în situația că așa unii așa propun că să lucrăm noaptea. Ca să nu deranjăm ziua circulația. Domnilor, dacă vrem să facem ceva, ori facem, ori nu facem. Și dacă nu avem răbdare și părinții aia care n-au răbdare, să ducă la Valea Rece sau la Comănești copiii la școală. Că în ziua de astăzi, imediat, toată lumea are dreptul, numai noi nu avem. Toată lumea zice cum scrie legea, numai noi nu avem. Când eu eram copil, nu era niciun autobuz în comuna asta. Niciun autobuz. Și tot ne mergeam la școală, tot puteam să mergem și aveam zăpadă de 1 metru sau 1,5 metri. Acum nu avem nici zăpadă, nu avem nici ăla, că săracii de copii. Eu înțeleg pe toată lumea, domnilor. Dar dacă facem o lucrare de prioritate zero în comuna asta, cum e Bolvănișul, atunci să ne înțeleagă toată lumea că lucrăm acolo, nu dormim. Și de aia ne-am apucat acolo să facem ceva. Nu pentru mine fac, pentru comunitate. Problema asta nu. Și asta nu înțelege nimeni. Că fiecare, că nu se poate, că e conform legii, că... Domnilor, hai să fim serioși. Eu aici... Eu mergeam la Cluj și am stat 25 de minute ca să-i mutat. Nimeni nu a zis nimic. Aici pentru 5-10 minute, în mașină e căldură. E o discuție, eu cred că, în afara. Elevii stau în stație, nu domnul participant, dumneavoastră sunteți din comună, știți despre ce e vorba. Știți despre ce e vorba. Aici nu se poate, Elevii stau în stație. Ăla care lucrează în frig și în baie, ăla care lucrează în frig și în baie. Și în stație și mă așteaptă pe mine că pe mine mă bate ploaia, pe noi, pardon, pe noi ne bate ploaia cum a fost și ieri, 5 ore pe zi. Tu dacă ai stat o jumătate de oră, acolo, mașina la căturică? Nu e vorba de mine, domnul consilier. E vorba de ele, că stau în stație. Nu ne mai certăm pe treaba asta. Da. Domnul Suciu, treaba asta, cred că în luna asta terminăm cu camioane. După aia poate să circule toată lumea cum vrea. Înțelegeți? Și timp de 15 ani n-a fost făcut, sau de 30 de ani n-a fost făcut porțiunea aia de drum. Și acum 2 luni de zile sau 3 luni de zile de când lucrăm acolo, toată lumea sare în capul nostru. Până când? Până unde, domnule? Când s-a lucrat la Târhăuș, nu mai fost plângeri de astea. Tot astea au fost 100 la mie. Și la Târhăuș, s-au lucrat și exact la treaba asta s-a făcut și la Târhăuș. Nu, dar să fim, să ne liniștim și să fim serioși. Deci când ai parcat cu cifa acolo, lângă gabion și începi să torni, deci până, deci dacă începi să muți, Trebuie să vină și să ceară de la mine o rezolvare. Dar nu, de la dumneavoastră, dar dumneavoastră puteți să spuneți, liniștiți, să vină aici sau puteți să-i explicați. Omule, dar tu ești cu cap, tu nu vezi că cifra aia toarnă și e spre binele tău? Atâta măcar puteți spune. Domnul vice, fac de alea de tot și văd că se adună multe, le dau drumul să nu ne încurcăm. Adică iau un lucru iară, până aici am noroi,
îl mut și iară vin înapoi, să le dau drumul la mașină. Nu sunt eu cu ore de fiind serios, e o lucrare în care nu poți să anticipezi când durează și când o să vină cifra aia înapoi. Cifra aia se duce, deci nu e, nu e calculator. Trebuie să ne înțelegem cumva. Într-un fel, o fost bine că nu sunt putea să se... constructorul să zică că în anumite ore se închide drumul. Da. Total. Da. Și mai rău era atunci. Da, era mai rău. Asta am vrut să efectul zic. Era mai rău. Vrut să zic. Până la urmă și constructorul a făcut niște compromisuri. Așa. Trebuie să facem și noi. Da, e important să înțeleagă oamenii, chiar și copiii. Acum au fost. Ce a fost mai greu, cum a spus domnul? Eu zic că au trecut, dar nu au trecut încă, pentru că va mai fi. Când dar stați așa, înainte de a ne apuca să reînnoim bucata aia de 6 km peste deal drumul ăla, toată lumea venea, când faceți drumul ăla, că nu se poate circula și plin de găuri și e dezastru. Când ne-am apucat și vreo două zile trebuia să restricționăm, hai, ce faceți că nu se poate circula? Domnilor, cum să facem să fie bine? Păi ceva de genul, eu știu, când cum? Vrei să faci... Să lucrăm noaptea ca chinezii? Nu avem noi tehnologia aia ca să lucrăm și constructorii ăștia nu o să lucreze noaptea. Îmi pare rău. Dar așa era. Un an de zile am apucat că avem gropi și nu se poate circula. Când ne-am apucat vreo două luni, trei luni de zile, nu știu cât am lucrat acolo. Hai, ce credeți? Că nu se poate circula, că nu e, că dacă vine o mașină, dacă nu vine o mașină. Domnilor, nu pot să fac altfel. Care poate să facă altfel, să vină aici să facă. Eu dau voie, la oricine. Să facă altfel. Da. Eu mulțumesc. Dezăpezirea se face sau nu se face? Se face. Așa, conform planului de acțiuni cu lucrările de interes local aprobat pe 25.1.2022, trebuie curățate poduri, podețe, șanțuri, pregătire, sistem scurgere pentru sezonul rece, toaletat arbori, arbuști pe sectoarele de drum. Pe Oroneș vine apa în drum. Da, o să fie curățat. Două locuri unde avem probleme pe Oroneș. Nu două locuri, dar nu e mult, așa că într-o zi dacă se duc. Și încă o chestiune, domnul consilier, să înțeleagă toată lumea că noi, acum nu vreau să susțin angajații nici. Noi avem 5 angajați care lucrează pe teren. Care lucrează pe teren. Avem pe total drumuri vreo 60-70 de kilometri, ulițe. Avem suprafață de nu știu câte hectare. Și cu 5 oameni, sincer să fiu... Mai mult nu putem. Care poate să facă cu 5 oameni mai mult cât am făcut noi în ăștia? Eu urez multă sănătate și mult noroc să facă, să încerce. Nu vreau să mă laud, dar să facă. Avem, deci, care sunt de muncă, avem în jur de 23 de persoane, dacă nu mă înșel, din care am 2 bărbați. Restul femei. Da, atunci, dacă nu mai dăm post, o să râde. Dacă nu se poate face cu... Da, da, hotărârea aia, da, în legătură cu șanțul, da, ce aparține de legătură nostru, mai e, da, mai e... Nu. Deci, vine da, apa și-n cață. Cum am curățat pe Tărăuș, cred că am zis și la ședința trecută. Aia nu era absolut deloc treaba noastră. Am curățat pe Tărăuș, am făcut. Deci la lopată am făcut de la primul kilometru până la ultimul. Dar asta a fost și ultima dată, pentru că aia e dreptul gospodăriei tale și trebuie să o curezi. Dacă ați ocolat de ruși, acum trebuie să faci și în altă parte. Dar o să facem, da. Deci azi, ai ideea. Domnule Andrei, dumneavoastră ceva? Nu, mulțumesc. Îmi faci o listă cu proiecte care o făcut reclamăm. Da. Te rog frumos. Păi? Da, domnule Aineala. Este filmat. Domnule Aineala, aveți ceva? Nu, fă o listă, domnule. Nu e ceva și... Domnul, domnul primar, încă ceva de adăugat? Sau domnul Rice? La târgul de Crăciun, nu știu dacă o să mai avem ședință până atunci. O să avem, da. Atunci o să discutăm. Vă așteptăm acum, sâmbătă, seara, o să avem o deschidere în fața Căminului Cultural. Am amenajat acolo un bedlam cu niște sătuie și așa mai departe. Cu ce ne așteptați, domnul primar? Cu un ceai cald. Și o rugăciune. Și o rugăciune. Și cu ocazia asta invit toți cetățenii să vină acolo, măcar o oră să ne rugăm pentru bunul mers al comunei și pentru comunitatea asta care, în care trăim.
Mulțumim. Sunteți invitați toți consilierii, dacă puteți, o așteptăm cu drag acolo. Nu o să dureze și mult. Și eu s-am pot să stau eu în curte. Că... Domnul Anca, dumneavoastră, sunteți obligați să fiți acolo. Măcar cu un ceai. Domnul Anca, nu vă spălați. În ce scuze că am trecut, că am avut treabă. Aveam consiliul local o invitație de la școală, referitor cu 1 decembrie, doamna secretar? Da, pe luni. Da. Eu nu știam, dar... Ba da. Da, da, da. Luni la ora 12. Dar stați consiliul local sau... Da, a venit ieri o doamnă de la liceu și a invitat consiliul local și pe domnul primar la ora 12 la Căminul Făget pentru o lansare de carte și un program desfășurat cu ocazia de 1 decembrie. Mulțumim. Eu nu știam că noi am fost invitat. Ieri nu ați fost. Nu, am fost ieri, am fost la Bacău. Știam și am adus amendă ca să... Da. Nu. Eu ceva la ieri am fost la Bacău, la prefectură, nu. Atunci, asta luni. Nu? Luni la ora 12. Vă așteptăm la Cămin. Bine, mulțumim. Cu asta închid ședința de astăzi. Mulțumim.